v-am găsit. Pe mulți dintre voi, cred că pe cei mai mulți dintre voi, nu vă cunosc. Și aș vrea să vă cunosc. Prin urmare, cine este specialist, practician, SEO și PPC? Am îndurat acea chem? Nu crezi că așa. Cine a organizat pe domnul meu? Nu scrie. E cel mai important de venire. De ce vreau să știu asta? Pentru că eu o să vorbesc despre cum promovezi un eveniment. Vorbim despre câteva metode prin care poți promova un eveniment mare cu bani puțini. Pentru că bani poate oricine, cum zice Dorin, ce să nu la două parale. Și să vă zic câteva lucruri despre mine. Asta este primul eveniment pe care mi-l amintesc. Este Internetex din 2005. Nu știu cât știu de Internetex, dar este primul eveniment major pentru industria de online. Nu este primul eveniment la care am participat eu, dar este primul care mi-a rămas în minte. De ce? Din cauza oamenilor. Sau datorită oamenilor. Pentru că acolo am cunoscut oamenii pe care îi auzisem la telefon sau despre care scrisesem. Eu pe vremea aia eram în jurnaliza Mediavax, era primul meu an și auzisem de Orlando Nicoară, de Dorin Boierescu, de Călin Fusu și asta a fost ocazia de-i cunoaște și nu o să uit niciodată. De atunci am fost la sute de evenimente în calitate de jurnalist și după aia la două parale am și organizat evenimente. De asta sunt aici, pentru că sute de evenimente, am fost la sute de evenimente, de la workshop-uri la conferințe cu 600 de oameni și workshop-uri cu 30 de oameni sau 20 de oameni și este o experiență frumoasă și aș vrea să vorbim despre ea. Astăzi vorbim despre, am selectat câteva lucruri. Mai se potrivi metode de promovare și 200 de cazi și la final o surpriză pentru cele mai relevante două întrebări. Avem și o surpriză dulce așa, că tot am început cu happy, să terminăm tot așa. Am ales cuvântul ăsta e urât, așa sună urât în românește, dar mi s-a părut mai potrivit. E important să înțelegi specificul evenimentului înainte de a-l promova. Pentru că nu este același lucru ca atunci când vrei să promovezi un produs nou. Sau ca atunci când vrei să promovezi o promoție. Sunt lucruri specifice. Și trebuie să înțelegi de ce vin oameni la un eveniment. Pentru guru, cel de acolo, nu pentru pișcoturi, vin ca să lipsească de la serviciu. Nu. Și din experiență personală, nu numai datorită acestui studiu, pot să vă spun că oamenii vin pentru networking. Vin să cunoască speakerii, vin să cunoască alți oameni, vin să lege relații, să găsească parteneri noi. Și să afle mai mult, să crească profesional, să zicem așa. Este foarte important networking pentru că, și aici mă leg de prezentarea lui Dragoș, foarte bună, pentru că oamenii stau în centrul oricărui eveniment. Și prin orice eveniment mă refer, atât la o conferință mare, cât și la un workshop. Pentru că e foarte important să înțelegeți că un eveniment nu înseamnă doar B2B, nu înseamnă doar eveniment pentru farmacii sau pentru oamenii din online. Un eveniment poate să însemne și un workshop cu 20 de oameni, cu 20 de mămici pasionate de bucătăria bio. Și este greu să le aduci acolo, adică provocările sunt la fel de mari. Dar voi m-auziți pe mine? Ok. Nu, se pare așa că vorbesc mult. Pentru că vorbeam de mindset, o să trec puțin mai repede de partea asta, pentru că sunt 200 de cazi și chiar aș vrea să vorbim despre ele. Da, probabil că ați auzit de multe ori chestia asta cu, și e așa teoretică, ce
obiective ai, dar este la nevi de important să stabilești asta, dar sunt și alte obiective în afară de acela de a obține profit. Na, toți ne dorim profit, numai că, uite, că sunt și alte feluri de evenimente pe care le puteți organiza. Uite, noi la două parale organizăm evenimente gratuite pentru creșterea comunității și pentru educare. Deci trebuie să știi exact ce vrei să obții cu acel eveniment. Și trebuie să ai în cap de la început cam ce tip de promovare trebuie să abordezi. Tradițional, cum vorbea și Cristi la început, se preferau metodele de promovare tip push, adică în care tu trebuie să ajungi la publicul tău. Mai că în ultimul timp s-a cam schimbat situația mai mult spre pull, prin content marketing, prin comunități, prin social media, unde oamenii vin la tine, interacționează înainte de a avea loc evenimentul. Despre publicul țintă, mi-a plăcut foarte mult analogia lui Dragoș cu tripuri, nu o să vorbesc foarte mult. Vreau doar să vă zic ultima parte, că întotdeauna oamenii sunt cei mai importanți. De asta este extrem de important de la început să știi care este publicul tău și să-l urmărești, să-ți trase, să faci o analiză foarte clară, unde ai putea să-l găsești și să încerci să-l înțelegi. Da, asta sună așa un pic teoretic și din cărți, dar se poate pune în practică. Ai nevoie de ceva muncă pentru asta, dar se poate pune în practică. Partea mai interesantă. Iarăși poate vorbesc așa un pic învechit. Dar ai nevoie de un site și, da, toate evenimentele business to business au de obicei un site. Dar să ne gândim la evenimentele mai mici, workshop-uri, care își fac o pagină de Facebook și gata. Când te gândești la un plan de promovare, site-ul și blogul, poate sta la baza întregului plan de comunicare și de promovare. De la el pornești un hub pe care apoi un hub de conținut pe care apoi îl distribui pe toate canalele alese de tine. Sunt aici mai multe recomandări, nu o să le iau pe fiecare parte ca să ne încadrăm în timp. Dar este important să lansați site-ul și un blog aferent din timp, astfel încât să fie și indexat de Google. Un aspect foarte important pe care l-am trecut un pic cu vederea, partea de push and pull, SEO funcționează mai puțin când te grăbești, când termini eveniment. Funcționează pentru evenimente recurente. Și aici te ajută foarte mult site-ul și blogul. Pentru ediția a doua este managerea asta, să ai un site și un blog actualizat, din punct de vedere SEO. Și toți pașii aceștia nu este, ordinea nu este obligatorie, are la bază ideea de comunitate, relații, oameni. Pentru că, v-am zis, prezentarea mea este despre cum te promovezi cu bani puțin. Și aici te bazezi foarte mult pe sprijinul oamenilor pe care îi cunoști, specialiștilor și pe sprijinul comunității. După ce crezi un site, un blog, unul dintre primii pași este să spui oamenilor despre și cui spui. Oamenilor care sunt cei mai aproape, da? De aici încep cu, eu i-am spus, rețeaua, pentru că oricum mare, pentru că este primul tău public. După ce îți construiești rețeaua asta, poți să pornești pentru a construi o comunitate. Și aici, în funcție de tipul evenimentului, poți să alegi.
deci faci o pagină de Facebook, faci o pagină de Twitter, încerci să te dezvolți pe Pinterest. Știu că în România nu este foarte folosit, dar gândiți-vă că dacă ai un eveniment adresat femeilor, da, acolo trebuie să fii. De asta zic că e foarte important să știi cui te adresezi, care este publicul tău, și știi să te duci după el. Un hashtag, să vorbesc acum de comunitatea din jurul brandului. Să ai un hashtag pe care să-l folosești pe Twitter, pe Facebook, pe Google, dar să știe lumea că este hashtagul evenimentului tău. Și o să-l vadă. Timp de două luni, tot o să fie la curent. În momentul ăsta, când ești la început cu construcția comunității, poți să dezvolți o listă de e-mail marketing. Că întrebai de liste și așa mai departe. Da, este foarte greu. Dar dacă te apuci și construiești o comunitate, este un pas foarte bun de a obține primii abonați. Primii abonați interesați de evenimentul tău și de domeniu, că și asta este foarte important legat de ce spunea dragul de trib. Ulterior, este momentul să extinzi un pic. Să apelezi la influenceri. De ce? Pentru că sunt oamenii prin care poți câștiga încrederea. Influenceri pot fi blogger, pot fi specialiști din domeniu. Uite, cum dacă spune Ionuț Munteanu să vii la un eveniment de BBC, te gândești că poate ar merita atenția ta pentru că el știe ce vorbește. Și apoi încerci să ajungi la comunități relevante. Și aici mă refer la grupuri de Facebook, pe LinkedIn, forumuri, asociații profesionale, asociații regionale. Pe LinkedIn, că tot s-a discutat despre asta, uite, noi am promovat la Ecomteam. Ecomteam era o conferință regională de comerț online. Am promovat la Ecomteam evenimentul pe LinkedIn. Am încercat și plătit, a fost scump și nu am avut rezultatele scontate și am încercat să comunicăm foarte mult prin conținut relevant. S-a construit, s-a adunat o comunitate, însă activitatea este destul de redusă pe LinkedIn. Asta vă spun așa, ce se întâmplă în cazul nostru, nu știu cum este în alte... Am văzut comunități, cum spunea și Cristi, de consultanți, unde este mai mare activitate, dar pe partea asta de comerț online și pe grupul lui Liviu, n-aș spune că lumea chiar este fan din lucru. De ce zic de asociații profesionale? Tot din ideea de a le câștiga încredere. Asta este cel mai greu de câștigat. Pe măsură ce ajungi în aceste comunități, strategia noastră de-a lungul timpului a fost să creăm conținut relevant. Și... Pam-pam. Nu că să se auzea. E mai bine? Suntem paratea. Mă, mie tot mi se pare că nu se aude bine, dar voi sunteți cei care hotărâți. O posibilitate foarte bună de a promova evenimentul este să participi la întâlniri din domeniu. Uite cum este aceasta, da? Să zicem că ai un eveniment de email marketing sau de PPC. E un moment bun să promovezi la o astfel de întâlnire, nu? Pentru noi, din experiența noastră, pot să zic că e foarte important să atragi parteneri din domenii conexe și în funcție de specificul evenimentului tău să fie partener de acolo. Uite, dacă te gândești să organizezi o serie de workshop-uri în țară, tot pentru mămici sau pentru specialiști în PPC. Cu siguranță de aici din București nu o să știi care este specificul în Timișoara, unde găsești un bar mișto sau care sunt cei mai buni specialiști, aici te ajută un partener. Și este foarte important să oamenii din
afara Bucureștiului, ca să zic așa, sunt, din experiența pe care am avut-o eu, sunt foarte receptivi și prietenoși. Adică merită încercat pentru absolut orice tip de eveniment care vizează și alți oameni din afara Bucureștiului. Mass media. Ei, aici pare a fi greu, eu ca un jurnalist a zice că nu e așa greu, dacă îi ofer ceea ce vrea el să știe, adică informație, nu simplu comunicat că s-a lansat eveniment. Nu îl interesează că s-a lansat eveniment. Nu îl interesează. Și pentru că el se gândește la publicul lui. Dacă îi spui că Dan Bulucea, șeful Google, vine la evenimentul X și anunță ceva în premieră, da, ai o mare... ai o mare șansă să scrie despre evenimentul tău. Altă, dacă spui că așteptăm micile la workshop-ul nostru, nu o să scriem veci. Am pus aici Smart PPC și Smart Email Marketing. PPC, dacă e să mă întrebați pe mine, nu e chiar așa ieftin. Dar dacă îl faci smart, asta înseamnă printr-o targetare foarte potrivită sau cu targetare potrivită publicului tău. Asta înseamnă că e în calcul absolut orice tip de targetare. Pe vârste, pe B2B versus B2C, pe interese. Dacă o targetezi cum trebuie și o să vă arăt în studiul de caz, eu zic că o să obții rezultate. Ceva foarte, foarte important pe care trebuia să vi-l zic înainte de a trece la metode. Stau prost cu timpul? Bine. Nimic nu e gratis. Chiar nimic nu e gratis. Timpul pe care l-ar investi un om să scrie un comunicat de presă, să-l trimită la sute de sau zeci de jurnaliști, timpul pe care l-ar petrece un om să scrie pe blog, timpul pe care l-ar petrece un om să atragă niște parteneri, să sondeze, să vadă cine s-ar potrivi, ce asociație ar fi potrivită. Timpul ăsta costă bani. De asta vă zic, nimic nu este gratuit. Dar nici nu înseamnă că trebuie de la început să te gândești la un buget foarte mare. O să iau exemplu Ecomtim. Ecomtim a fost prima conferință regională de comerț online pe care am organizat-o noi la Timișoara. Și era, vi-l dau exemplu, acum na, poate o să vi se pară defazat. Situația se întâmpla în sfârșitul 2010-2011 și era așa o experiență nouă și pentru noi. Ne-am dus la Timișoara, noi din București, exact de ce vă spuneam, să organizez un eveniment din afara orașului. Tot ce știi tu despre oamenii de acolo, oamenii din zonă, dar noi am organizat destul de multe workshop-uri de afiliere prin două parale anterior și am văzut o cerință și un interes mare al oamenilor de acolo. Oamenii au dormit să afle. Și am zis că este o oportunitate. Hai să ne cunoaștem. Hai să mergem noi la Timișoara să facem un eveniment de e-commerce. Și strategia a fost de a dezvolta site-ul și un blog axat pe conținut din industrie și ca un hub, exact ce vă spuneam mai devreme, ca un hub și în jurul lui am folosit canale de distribuție. Și o să vă arăt punctual, o să trec mai repede prin fiecare. Prezentările vor fi disponibile după și o să vedeți aici. Pe blog am adăugat conținut de la interviuri cu speakeri, tendințe din domeniu și noutăți despre eveniment, plus promo pentru canalele noastre de social media ca să îi convingem că suntem dispuși să comunicăm, să interacționăm, plus că na, toată lumea este pe Facebook, hai să îi arătăm că suntem și noi acolo. Interviul acesta cu Dan Bulucea a fost al doilea pe care dumneavoastră l-a dat în calitatea de șef al Google, deci a fost foarte mișto pentru că a fost preluat și de presa locală. Pur și simplu. Au preluat către publicații, au preluat și asta a fost o promovare gratuită pentru mine. Gratuită între ghilimele. Nu am spus nimic de gratis. Comunitatea
cele două păreri, pentru că noi am fost organizatorii, a fost un punct de plecare foarte important. Orice companie poate folosi, chiar dacă este vorba de un prim eveniment. Trebuie să te bazezi pe o comunitate, da? Pe, să zicem că ești un magazin online și organizezi un workshop pentru clienți. Ai lista clienților, da? Pleci de la ceva. E, și noi la două parale aveam un... Și avem în continuare o comunitate destul de mare și am folosit cât s-a putut de bine toate canalele pentru a ajunge la ea. V-am zis, nu vreau să mai... Dacă aveți întrebări pe parcurs, nu vreau să mai intru acum în detalii, dar am folosit de la newsletter dedicat către baza noastră de abonați până la social media și promovare la întâlnirile două parale lunare în București. În social media am făcut o pagină dedicată de Facebook, v-am zis, situația asta era la sfârșitul 2010. Am făcut o pagină specială de Facebook, ceva înainte de a anunța evenimentul și am început să postăm conținut. Și prin conținut nu mă refer la vino la eveniment, nu, ci informații din industrie, informații despre speaker, noutăți din piața de e-commerce, subiecte pe care ar putea să le atingă speakerii și, bineînțeles, am promovat conținutul de pe blog. Că asta era și ideea, să plecăm de la un hub și apoi să găsim mai multe canale de distribuție în care să fructificăm tot acest conținut. Am făcut și Facebook Ads. Facebook Ads am făcut la momentul respectiv pentru a atrage fani, pentru că porneam de la zero, cu pagină nouă. Pentru strategia concretă de atunci a fost un binecunoscut un concurs de like-uri. Dă like și pune o întrebare și vei câștiga o invitație. N-am vrut să ne bazăm strict hai de like și câștigi o invitație, am vrut fanii noștri să pună o întrebare ca să arătăm că alegem din oameni relevanți, să zic așa. Am avut și un juriu, m-a fost și Cristi Manafu, un juriu care a hotărât către cine merg cele trei invitații. Am promovat pe Twitter. Uite, pe Twitter noi am ales să nu facem la momentul respectiv o pagină dedicată. Am ales să folosim comunitatea două parale. Nu am considerat că popularitatea Twitter din momentul ăla și nici din momentul ăsta ar merita efort. În schimb, pe două parale aveam o comunitate la care puteam ajunge foarte ok. Am folosit hashtag, am folosit și LinkedIn, după cum v-am zis. Articole presa aici. Focusul nostru a fost presa locală și vă spuneam de parteneri. Am găsit un partener foarte mișto, respectiv Volta Zambori Nebuloasa, poate știți ca blogger. Un partener foarte mișto care ne-a ajutat cu acces la presa locală și la câțiva specialiști și blogger de acolo. A fost un punct de pornire foarte bun, pentru că de acolo noi am ajuns și la parteneri. Am avut un parteneriat foarte bun cu Informedia, cel mai mare publisher local. Și asta pentru noi a însemnat acoperire în zona aceea, în zona, de fapt, în întreaga Transilvania. După aia am găsit în Moldova. Am avut și acolo un partener, tot un publisher. Și uite, așa am acoperit noi zone importante în care ne-am gândit să ajungem cu evenimentul nostru. După cum vă spuneam, au fost preluări în presă, nu doar ale comunicatelor care au plecat de la noi, comunicate care au avut în centru speakerii, teme, faptul că Adrian Orza, viceprimarul Timișoarei, era prezent la, pentru prima oară la un eveniment de online. Am reușit să facem asta tot cu ajutorul Tiței, Oltea Zambori, și nu vă spun cât de preluat a fost în presa locală, da? Deci nu vă fie teamă să apelați la influencer, la specialiști, oameni cunoscuți în comunitatea respectivă. Ce costuri ați avut cu acel blogger? Cu ce? Cu acel blogger, ce costuri ați avut? Cu Tița? Sincer, să fiu în aceea să le spun că poate... Dar ați avut costuri, nu? Păi am plătit-o, dar nu ca blogger, am plătit-o pentru că a fost partenerul nostru local și ne-a ajutat cu...
ne-a ajutat, să vă zic câte ne-a ajutat. Ne-a ajutat cu hotel, în relația cu hotel. Cu... Da, da, adică n-a fost un nou... Păi și numărul ei. Da, pot să... N-a fost un om care doar... George, sunt și Nic, o să te întrebi pe Valentin și atunci am zis să repede să pun și o întrebare. Hai să spun de fapt de ce am venit eu aici, că conform, mă rog, titlului prezentării cu Bahuții, sincer m-am gândit că o să găsesc idei în a-mi face o prezentare, un workshop, undeva la vreo 50 de persoane, nu mai mult. Adică prezentarea ta, clar, sunt bugete mari, sunt oameni... De ce? De ce sunt bugete mari? Pe ce am dat bani până acum? Facturi, pe ce am plătit factura? Okay. Ideea e că, clar, sincer, vreau mai ajută. Adică eu ca să vreau să fac, nu știu, un workshop, că da. Vreau să deschid o, vreau să fac o firmă de comunicare, nu știu, de content marketing. Păi hai, uite, hai să luăm mai mult. Asta, mi-a plăcut mai mult să-mi spui, nu știu, despre... poate mi-a plăcut să-mi spui, păi ok, vrei să atunci 50 de oameni, te bazezi de mult pe Facebook. Păi 50 de oameni, care e de domeniu? De astăzi, hai să facem acum, hai să-ți facem o strategie așa. Să zic că vreau să, nu am, dar aș vrea să fac. Care este domeniu? Mergem pe content marketing, cum au ei, la Vertify, să zic că vreau să fac un eveniment. Deci, care vor să aducă niște oameni să-și prezintă? La workshop de 50 de oameni. Exact, 50-60 de oameni, exact. Care ar fi cea mai bună metodă de a, mai puțin, bineînțeles, să promoveze? Pentru că, sincer, mă gândeam, în primul rând... Cine e organizatorul? Să spun că mă apuc eu să fac, e firma mea și îmi fac tot asta. Da. Fac o firmă. Nu, că uite, dacă începeai cu Vertify, ei au o bază de clienți, era punctul de plecare, da? Baza lor de clienți, da? Era... Și dacă eu am o companie care vreau să încep de mâine, da? Mă pricep să fac treaba asta, o fac pentru mine, pentru compania mea și dau seama că pot să ajut și pe alții, bineînțeles, nu le bani, că până la urmă nu pot să am o căvăluntare. Și mă gândesc să-mi aduc, cum să adun 50 de oameni care să mă asculte și să poată să devină, clienții mei. Asta m-a interesat, cum să fac să-i aduc cu bani puțini. Adică, să merg. Eu nu trebuie să știu pe cine. De asta ți-am zis, trebuie să... Ok, pe content marketing înseamnă oameni, înseamnă specialiști, da? În primul rând. Cred că ce mai sănătos este ca George să primească feedback după ce termină Roxana prezentarea, și după aceea, noi suntem foarte late și la noua trebuia să terminăm și de aceea ce mai bine să vorbim după ce se termină prezentarea Roxana, da? Dacă ești ok cu asta. Da, o să trec, uite, de asta te-am întrebat, dacă... Na, uite, eu acum nu te cunosc, sau o să te cunosc de acum. Să le cunoști. Speakerii despre care vorbesc eu sunt, să zicem, cunoscuți. Și ne-am bazat foarte mult pe... De asta e important să aduci oameni cu experiență și apreciați în inclusie. Ne-am bazat pe sprijinul lor, respectiv Marius Tiene a scris la el pe blog, Cristian Ignat a scris la el pe blog, am avut speaker și specialiști invitați, plus tot felul de participanți care au scris în proprie inițiativă, pentru că au zis, uite, merg acolo să vorbesc cu XYZ. Am avut inclusiv Beige, Cristi a scris și tot așa, că ne-am bazat foarte mult legat de încredere, ne-am bazat foarte mult pe recomandările de la speaker. Și am avut o rețea, e foarte importantă, o rețea de care sunt foarte mândră și bucuroasă că am avut-o alături, de parteneri media, mai puțin blogger, pentru că era un eveniment de comerț electronic și foarte puțină lume scrie în continuare despre domeniul ăsta, din păcate. E un domeniu frumos. Noi ne-am bazat atunci pe, după cum am zis, pe parteneri locali, pe lângă presă. Am avut asociații specializate. Uite, am avut parteneri IAB-ul. În IAB este de temelie pentru industria online, da? De asta zic că găsești niște parteneri din... Uite, vin la lumea sau pe WC și promovezi. Adică, soluții sunt, nu trebuie să
să te gândești că ai nevoie de un buget foarte mare. Chiar sunt soluții. Și de asta, uite, acum nu știu cum am priceput eu să transmit mai departe mesajul, dar sunt convinsă că dacă vă veți uita după pe prezentare, vă vor veni idei. Dacă nu, înseamnă că mi-am făcut treaba extrem de prost. Dar ce este important să știți este că la noi au funcționat. Asta e, dincolo de... Astea sunt lucruri pe care noi le-am aplicat și au funcționat. Nu vă zic nimic din cărți sau nu. V-am zis, pe blog nu ne-am axat foarte mult, am avut un concurs cu invitații, am ales niște nume mari și influenteri online. Și rezultatele, pe lângă participanții care ne-au surprins, așa, ne-a așteptat să vină atât de mulți oameni și oameni atât de receptivi, asta vă zic. Oamenii din afara Bucureștiului, bine, nu pot să generalizez, dar pentru mine a fost o surpriză minunată să văd cât de receptivi și prietenoși sunt și au pus întrebări și a fost... Prea discret din bunicul comunului aici, în București. Sunt foarte multe comunități, da. Foarte mișto. Pentru așa mine, e, eu sunt bucureștean și de asta, adică pentru mine a fost o surpriză minunată. A fost minunat să cunosc oamenii aia. Nu. Ai pus acolo lucrurile pe parale și... Era 2010. Aici, da. Aici, asta se întâmpla, da. Se întâmpla în 2010-2011 și ce vreau eu să vă arăt prin aceste două prismiuri este că a contat foarte mult comunitatea, au contat părerile specialiștilor, au venit vânzări destul de multe din Refresh.ro, nu știu, citiți, este un site foarte mișto, vă recomand să-l citiți, cu informații din online. Exact ce spuneam despre public, uite, încearcă să ajungi la Costin și propune ceva mișto. Vezi că e pretențios, dar dacă știi să vorbești cu el, nu, vorbește, nu ne-a costat nimic. Deci chiar nu ne-a costat nimic și ne-a adus în zări, adică punctual, ce vrei mai mult de atât. Și un alt subiect de caz peste care o să trec foarte repede, este vorba despre Email Marketing AdWords Academy. Asta s-a întâmplat anul trecut, este ceva mai recent și pentru că vorbea Cristi de remarketing, asta se... Noi am făcut remarketing în mai 2013. La ce se putea face atunci? Doar pe AdWords, n-am făcut și pe Facebook. Și am avut, pentru că nu am avut un buget mare la dispoziție, am avut, bine, vreau să vă gândiți toți că nu s-a făcut doar asta, dar uite, la Ecom Team cam aia a fost în mare, n-am cumpărat spațiu, am avut banere și multe afișări de la parteneri, dar au fost prin barter, parteneriat, n-am dat niciun ban pe toate afișările alea și au fost destul de multe în presă locală, pe site-uri mari, pe Tion, pe Miron, Timișoreni, n-am plătit nimic pe ele. De asta vă zic că se poate, adică eu cred foarte mult din urmă ce am făcut și nu odată, de mai multe ori este clar că se poate. Revenind la Email Marketing Academy, ideea care a fost aici? Este un tip de eveniment workshop, două zile, o zi Email Marketing, o zi AdWords, adică ce înseamnă workshop? Un număr strâns de oameni, da, undeva 40-50, oameni interesați de domeniul ăla, deci nu merge acum să folosești canale de comunicare de masă, clar trebuie să te duci după public. Și mă referindu-mă explicit la partea de PPC, cum am reușit noi să ținem bugetul în frâu, a fost printr-o targetare foarte precisă. Foarte, foarte de precizat că partea asta de PPC, adică am făcut AdWords Display Marketing și Facebook Ads, a fost mai mult pentru a susține întreaga strategie. Nu a fost, ne-a dus vânzări directe. Am făcut display și pentru că aveam presiunea asta a bugetului, am ales plasamente directe pe site-uri de business, site-uri de știri, site-uri de tehnologie și uite, am ajuns inclusiv pe Mashable, pentru că noi ne-am gândit exact cum a zis și Dragoș înainte, ne-am gândit să vizăm oamenii specialiști care citesc Mashable. Este clar că atunci când te referi la românii care citesc Mashable, este un public specializat, care știe ce vrea.
și de asta am ales plasamentul direct. Plus site-urile de business, am fost promovați pe Capital, pe Wall Street și alte site-uri care acceptăm. Și strategia a fost așa, să facem display și pe măsură ce atrăgeam vizibilitate și click-uri să pornim remarketing-ul. Și remarketing-ul s-a făcut în mai multe etape, dar și-a avut la bază listele de remarketing de pe site, listele de remarketing de pe două parale și white image. Asta e avantajul, când ai experiență și o comunitate pe deja construită, o poți folosi pentru a te promova. Nu ai nicio problemă. Poți încerca să o construiești și se poate. Adică noi am construit timpul de la zero. Și câte exemple nu sunt? Cristi a construit evenimente de la zero. Se poate. Adică dacă vrei și un workshop pentru mămici sau un workshop pe content marketing, se poate. Tu ai făcut un workshop pe mămici, tot le aduci în discuție. Nu, dar mi se pare tot văd toată ziua promovată comunitatea asta și de asta. Aici sunt câteva exemple ca rezultate. Mie mi se pare foarte mișto că cu 50 de euro, aproximativ, bine, asta e o anumită perioadă, cu 50 de euro s-au obținut aproape 300.000 de impresii și am apărut cu reclama pe Capital, Money, Business Magazine, adică site-urile de business unde am considerat și am văzut noi din experiențele clienților noștri că s-ar afla publicul nostru, da? Și foarte, foarte important ca rezultate, ce s-a văzut, prima sursă de trafic a fost și PC-ul. Și ca dovadă că s-a lucrat mult la branding, direct, da? Apoi Facebook și așa mai departe. Ca takeaway n-o să mai insist că suntem în întârziere. Ce este important e să nu uitați niciodată că oamenii stau la baza, în centrul și la finalul oricărui eveniment și de la oameni mă refer la speaker, la participanți, parteneri. Dacă nu i-a pus de partea voastră și nu îi găsiți pe cei potriviți, puteți să aveți 500.000 de euro, nu o să vă iasă un eveniment. Și acum întrebări. Cam și două punci frumoase, așa și gustoase, ca să fie happy. O să pun câteva lucruri. Ai spus că te acces și să ne vorbiți și partea de promovare mai ieftină și bugetul mai mic. Dacă, să spunem, apelăm la o promovare pe Facebook, ai spus comunități și grupuri de Facebook care au aceleași interese cu... Da, uite, noi am avut la Econtim, am avut un parteneriat cu lumea SEO PPC. Asta a însemnat că am ajuns cu comunitatea asta cu mesajul nostru. Ok, asta e eu, da. Bine, e doar una, că mai fost și alte comunități. Dar întrebarea este direct, cine este cel care promovează comunitățile astea? Cine este cel care postează efectiv evenimentul sau informații despre eveniment și dacă este important ca persoana respectivă să fie din industrie, să fie unul din oamenii voștri din agenție sau să fie unul dintre speaker, poate, sau știu eu, cineva din endorser. Pentru mine, de exemplu, da? Dacă vreau să organizez un eveniment, e important să știu că dacă promovez doar eu mereu și poate deja prietenii mei știu chestia asta și toți din grupul meu deja au văzut de pe pagina mea personală. Marea majoritate sunt și ei în aceeași grupuri în care sunt și eu, da? Și atunci s-ar putea să fie un spam inutil pe care să nu-l mai citească nimeni. Cum fac? Că și pe grupuri se trimit mesaje, dar nu întotdeauna se și citesc și atunci relevanța lor scade și... Păi, e mai multe abordări și... Eu zic că vorbiți în fiecare zi din 5 minute. Vorbiți, uite, asta de mixul de canale. Niciodată nu te rezumim și asta e valabil și în cazul ăsta. Postezi tu, postează speakerul, postează un partener, uite, postează. Deci nu e vreo să postez doar eu, asta vreau. Nu. Da. Dacă nu ești acceptat în canalul respectiv, dacă nu există. Nu ești acceptat în lumea SEO PPC, nu poți să faci nimic. Nu ești acceptat în zona în care vrei să postezi. Este vorba. Ești spam.
în tot ce facem noi, în tot ce facem noi este vorba de încredere. Deci, ideal este exact cum să fie, să fie, să intri deja în comunitate ca membru activ. Dar marketer sau ok. Iar dacă ai intrat și mereu îți promovezi evenimentele tale. Este ok. E ok. De la vreodată evenimente deja este cunoscut ca un potențial. Și tu ce, tu ce postezi acolo? Că vă aștept la eveniment sau ce postezi? Mai exact. Fac un mod de promovare pentru arhitectură. Așa. Și designer. În zona mea sunt foarte puțini oameni care vorbesc despre asta, care fac comunicare despre chestia asta și mai majoritate sunt pasivi la mesaj. Și atunci eu apar în toate comunitățile, sunt unele comunități în care doar eu am mesaje. Și aceste... Păi e clar, o să vorbim mai multe, o să vorbim mai multe. Păi e clar că... Sunt două lucruri pe care le poți. E clar că ar trebui să ajungi de prin alte canale. Adică dacă... Mai avem acolo întrebare. E clar că trebuie să ajungi la ei și prin alte canale. Și să încerci dacă ești de mult timp cu comunitatea asta sau ai cât de cât tangență cu ea, să găsești oamenii influencer. Știi? Specialiștii. Nu există oameni cu... Nu există niciun arhitect despre care să știe toată care e mișto, că e cel mai bun, că... Mai avem o întrebare. În orice comunitate există. Adică un om care să zică, nu e bine ce faci, că nu respectă ăsta, habar n-am, că... La lui acolo. Da. Vă rog, ar fi mai bine de... Să comandat... Ați comandat dacă știi să vorbești cu, poate ideea de a învăța cum să faci o campanie cât mai cu bani mai puțin, eu ce strategie, cum abordez acești oameni? Dacă revin la publicul sau oamenii care au ajutat să difuzeze informații pe platformă. Cum ajungi la oameni, la publicul tău sau la specialiști? Discuți cu ei. Întrebarea este cum ajungi să comunici cu ei. Asta nu da. Ce să ajungi? Cum abordezi un om? Cineva care... I-am scris lui Costin, i-am prezentat cât mai frumos. Da, pe mei. I-am scris cât mai frumos, uite ce se întâmplă aici. Uite ce se întâmplă aici. Au fost oameni cu care, pe Costin îl știam, au fost oameni care am vorbit pe prima oară respectiv cu Elena, directorul de marketing de la Informedia, am ajuns la ea pur și simplu cu un mail. Adică, dacă știi ce să-i prezinți, avantajele și pentru el... Ok, e fost din mail două parale sau Gigi One de acum? Păi nu, că organizatorul era două parale. Aha. Nu eram eu. Deci ești tot în grup. Da. Cred că întrebarea vrem să ne spui un pic despre felul în care abordezi un endorser, felul în care te duci mai aproape de el, cum îi transmiți mesajul, cum îi povestești despre proiectul tău. Un pic despre asta, cred că, dacă ne dai o idee, un gând, nu, dacă e o abordare naturală sau e o abordare... Dar nu sunt secrete aici, asta sunt calitățile fiecărui om. Acum ce să vă zic, angajați-mă pe mine și se rezolvă. Hai, e idee, deci angajăm-mă. Dar nu, orice, din punctul meu de vedere, acum nu vreau să ne arogat, dar din punctul meu de vedere, chiar din punctul meu de vedere, dacă vrei și încerci, insisti, găsești soluții. Nu, nu este... îi scrie lui Costin care te... Lui Costin care te refuză, da? Ok. Ce faci după aia? Îi scrie un mulți muntean. Ok. Noi înainte de... Îi scrie lui lui, te duci pe... Soluții sunt, dacă insisti și vrei să-ți promovezi evenimentul și vrei să crești. Este imposibil, un om din orice industrie, este imposibil să nu aibă relații respectiv cu cunoștințe din domeniul respectiv. Gratuite, e să aduci
trafic ca celui endorser. Pentru el contează foarte mult chestia asta. Dacă poți, de exemplu, poți face asta gratuit, printr-un mesaj care se aduce foarte mult trafic, sau doi, poți să-i promovezi articoli de pe blog și să-i aduci trafic în felul ăsta. Păi, dacă... Uite ce am făcut cu Costi, cu Refresh. Niciodată nu ajung la el conținutul aiurea, adică s-a lansat evenimentul continuu, întotdeauna am pus accent pe conținut care poate este de interes și pentru publicul lui. Nu rata, o să vină cel mai mișto om, uite, Dan Bulucea, a fost primul eveniment la care Dan Bulucea a fost speaker. Cu siguranță era de interes pentru comunitatea de specialiști online a lui Cosin. A avut, bineînțeles, și ești ceilalți parteneri, au beneficiat de promovare pe site, în social media la noi, nu se poate să nu-ți susții și tu partenerii la rândul tău. Dacă au scris ceva ce am considerat că este interesant, da, am dat și către comunitatea noastră și da, l-am susținut. Asta se poate face... Ai oferit și exclusivitate. Da. Astea sunt cele secrete, exclusivitate, statistici... Exclusivitatea, da, dar atâta timp cât ai exclusivitate, poți apela la exclusivitate pentru evenimente foarte precise și țintite. Pentru că dacă ai 20 de parteneri, ar fi urât să oferi unuia exclusivitate. Și îi pierde pe ceilalți. Apropo de evenimente cu bani puțin, noi înainte de Compim am avut un turneu de afiliere în toată țara. Turneul respectiv l-am ținut eu împreună cu Dorin, nu mai știu dacă am fost cineva. Am mai fost și Crumea la Iași. Și Crumea la Iași, așa. Deci evenimentul respectiv ținea 2 sau 3 ore și l-am ținut în foarte multe orașe din țară. În Iași, Cluj, Timișoara, în Constanța, Sibiu, Brașov și așa mai departe. Evenimentele respective nu știu dacă au costat mai mult decât, adică nu știu care au fost costurile efective, în afară de cazarea, drum, și cam atât. Și nu existau comunități în momentul respectiv, era în 2010, cred că nu exista. Da. Dați seama ce comunitate de online era în Constanța, care e un oraș mic, sau în Brașov, Sibiu și așa mai departe. Știți cum am ajuns la comunitatea din Constanța? Prin Bobby Goicu, pentru că Bobby este constanțean. Și l-am întrebat, cine sunt oamenii la care trebuie să-mi... I-a dat 3 nume și le-am scris și așa la oamenii au scris despre, nu le-am dat bani, nu, n-a fost convigătoare. Am fost ce vreți să vin, am fost un... Pentru că ce să știu eu despre comunitatea online din Constanța? Eu zic să mergem... Pentru că este foarte târziu, aceasta a fost ultima remarcă. Ea a părut, ea a pațiunii creștianii. Avem două premii de dat de la Roxana, pe care le dă. Pentru tine, mult spor, hai că se poate. Poți să poți să și... Și mai avem două sticle de vin, oferite de Vinesc pentru tot. Bune. Păi cum n-a făcut răspuns? Acest vin se numește Corso, din 2013. Este un vin alt sec, deci nu-i place lui Dragoș, care zice vinul miroșu sec. Și este în puterea mea de a decide cui o dau. Așa că ce? Care? Se va ridica primul? O va primi. Felicitări. Și a doua este o sticlă de vin alb sec, fetească albă și Sauvignon Blanc din 2013, oferită tot de vinescu.ro, asta vreau să zic, am zis, da? Ok. Și o voi da celui dintre voi care va spune primul. E matematic. Nu, nu e atât de simplu. Nu, va spune primul. Nu. Trebuie să fie ceva foarte simplu. Va spune primul cât fac 14.84. Nu v-a apucat, nu-i să calculați. Nu, că nu aveți smartphone-ul și calculator. Bine, eu țin aici. 2453.
nu este 2453. Deci, eu abar nu-mi recunosc. 1976. Perfect, bravo, felicitări. Tu mai tu chiar ai trebuie să recalculat. Felicitări. Nu uitați pe formularul de feedback, nu uitați că mai este o ediție lumea să ne vizim la viitoare. Vă mulțumim, la revedere, v-am pupat, seară plăcută. Pa!